Potrivit conducerii Direcției Generale a Finanțelor Publice Vaslui, procesul de reorganizare va trebui finalizat cel mai probabil până la 1 august. În tot acest timp, cetățenii arondați Administrației Finanțelor Publice Murgeni se vor adresa pentru eventualele probleme aceleași unități ca și până acum, adică la Murgeni. Odată cu 1 august, lucrurile se vor schimba însă radical atât pentru cetățenii de acolo, cât și pentru salariații unității financiare Murgeni. Angajaților de la Administrația Financiară Murgeni, li se vor oferi posturi în cadrul altor administrații din județ, cel mai probabil la Administrația Financiară Bârlad. Conducerea Direcției Generale a Finanțelor Publice a dispus ca firmele și persoanele fizice din zona Murgeni și din cele 7 comune arondate fostei administrații financiare să treacă la Administrația Financiară Bârlad. Potrivit ordinului președintelui ANAF, pentru a fi numiți în noile posturi, toți angajații de la fosta administrație financiară Murgeni vor trece prin testări profesionale în săptămânile viitoare. Alte 149 de administrații financiare din țară vor avea aceeași soartă, desființarea.